Scene incredibile într-o comună din Iași, mai mulți bărbați s-au luat la bătaie în plină stradă, localnicii au sunat imediat la 112 când au văzut scenele violente. Polițiștii au intervenit la fața locului, iar mai multe persoane au fost reținute și duse la audiere. Mai multe echipe de mascați au intervenit după ce două clanuri s-au luat la bătaie în plină stradă în comuna Lungan din Iași. Aici mai multe mașini au fost distruse, inclusiv cele ale polițiștilor care au intervenit să aplaneze conflictul. A fost nevoie de intervenția mascaților care au tras și câteva focuri de armă. Am arma lui mașina mea. Cearta a pornit între două familii care au vrut să încheie o tranzacție imobiliară, iar violențele au escaladat. Polițiștii au avut nevoie de întăriri și imediat au intervenit și mascații. Toți cei șase agresori au fost duși la audieri, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cauzele.